Bună seara, sunt Roxana Gheorghian. Bun găsit la informațiile despre vreme. În nordul, centrul și estul Europei, temperaturile vor mai scădea, în timp ce în Spania și în estul Portugaliei, canicula se va intensifica și local se vor înregistra 40, chiar 42 de grade. Sunt anunțate ploi în țările scandinave și în cele baltice, în Regatul Unit și în Irlanda. În orări temporare vor fi și în Belgia, țările de jos, nordul Germaniei, dar și în partea central-estică și central-sud-estică a continentului, unde va ploua local. În restul Europei, vremea va fi frumoasă, ploi fiind posibile în țările centrale. În Chișinău, mâine va ploua, iar maxima va fi atât de 23 de grade. În zilele următoare vor fi maxime de 26-27 de grade, iar cerul va fi variabil. La noi în țară, mâine, vremea va fi răcoroasă. Maximele se vor încadra între 19 și 28 de grade. Cerul va fi variabil, cu înorări averse și descărcări electrice la munte, în Dobrogea, local în Muntenia, Moldova, Transilvania, Maramureș și cu totul izolat în celelalte regiuni. În estul țării, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în sud-vest, pe litoral, dar și pe crestele montane. În capitală, mâine, maxima nu va depăși 27 de grade. Cerul va fi temporar noros și va ploua. Miercuri și joi se anunță vreme frumoasă, cerul va fi variabil, iar maximele vor urca până spre 30 de grade. La munte, vremea va fi răcoroasă, cerul va fi variabil, cu înorări averse și descărcări electrice, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va avea intensificări pe creste. Și pe litoral se mai răcorește, maximele vor fi cuprinse între 21 și 25 de grade, iar apa mării va avea cam 22 de grade. Temporar va ploua, iar vântul va avea intensificări pe parcursul zilei. Pe litoralul bulgăresc se menține vremea frumoasă și caldă, maximele vor fi atât de 26-27 de grade, iar cerul va fi variabil. Și în Grecia se menține vremea caldă, maximele vor fi de 28-29 de grade. Miercuri, vremea se va încălzi ușor în toată țara, însă dimineața va fi răcoare în regiunile vestice, nordice, în centru, dar și la munte. Cerul va fi variabil, cu unorări și ploi de scurtă durată în zona montană. Maximele se vor încadra între 21 și 30 de grade. Joi, vremea va fi ușor instabilă, vor mai fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special la munte, local în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și izolat în restul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 30 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o seară minunată, numai bine! We'll be right back.